Conducerea administrației județene a anunțat că drumul de importanță turistică ce facilitează accesul din DN10 către Cascada Cașoca va fi reabilitat pe o distanță de 5 km. Dacă revenim la Cașoca, este un drum comunal care noi l-am preluat în administrare pentru a-l aduce în condiții cât de cât acceptabile. Aici este un proiect comun pentru dezvoltarea turismului, dacă ați și cu siguranță ați observat, acolo s-au făcut lucrări de întreținerea șanțurilor, chiar s-au făcut șanțuri și bineînțeles că se va turna și acolo un covor asfaltic pe 5 km până în apropiere de cascadă. Nu din DN10, că este covor asfaltic, dacă din o bucată de câțiva kilometri, de 2 km. Sau cât, că e un drum comunal, și noi mai continuăm cu încă 5 km. Costurile asfaltării vor fi suportate din bugetul Consiliului Județean Buzău. E o porțiune, încă o dată mă repet, asfaltat și noi mai punem încă pe 5 km asfalt. Este, chiar dacă nu este drum județean, avem un parteneriat cu comunitatea din Siriu, tocmai de aceea, ca să dezvoltăm infrastructura turistică. În această vară, sigur că da. Deci, toate lucrările care se fac pentru întreținerea drumului sunt numai din buget propriu. Anual, Cascada Cașoca este vizitată de mii de turiști din întreaga țară.